Deci, atâta vreme cât există o presupunere rezonabilă și organele statului își fac datoria, este foarte bine. Pentru că, în ce privește Consiliul Județean, nu va tolera niciodată, știu, comiterea unor infracțiuni în sfârșit sau ce s-ar putea dovedi prin această percheziție la grupă. E un lucru firesc, e normal ca parchetul să intervină dacă sigur are asemenea presupuneri. Deci nu fac nimic altceva decât să comentez într-un sens pozitiv prezența unei asemenea control, unei asemenea percheziții, pentru că nu face nimic altceva decât să lucreze organele statului spre binele social. Și sigur să pună în ultimă instanță, aș zice, stabilă frână la presupuse infracțiuni. Domnul președinte, să nu fie nimic? Domnul președinte, la Consiliul Județean ați avut vreo sesizare în legătură cu lucruri de la Drupo? A venit poliția cumva să vă întrebe ceva, să ia documente? Nu. Deci pe această temă, eu am văzut mandatul, pe această temă, sub nicio formă nu am avut nicio sesizare. Deci pe tema percheziției, pe tema acestui control. Deci nu a venit nimeni să ne sesizeze.